Salut și bine ați venit la un nou episod de League of Legends, mă, în sfârșit. Faci un episod cu Pantheon pentru că toată lumea zicea, joacă, fă un episod și cu el pentru că o să apară la nou și nu o să mai fie ăsta vechi. Hai zis, hai mă să facem un episod cu el. Dar ăla nou nu o să fie gen super schimbat față de ăsta. E tot cam același căcat, dar normal că fie mai nou, mai ales că arată mult mai bine decât toți care ăștia care au rework. Acum în sfârșit o să arate ca un gladiator, frate, pentru că înainte, gen acum mi se pare că arată, zici că e un băiețel, mai ales că e așa micuț. Nu, îți dai seama că când a fost făcut el, atunci la început, campionii erau majoritatea mai mici față de ăștia de acum. Cum e Sion, ai zis cât a fost rework-ul la Sion, că e cât 3 campioni odată. Dar azi de cum merge. Mai ales am niște rune speciale, pentru că îmi place pur și simplu să am move în speed-ul ăsta. Dau un base și pot să mă mișc de repede. Mai ales că e și heal și blochez. Pot să fac toate campurile. What the fuck, am murit acolo. Fizz, mai ales suntem 5 primezi. Mai ales să jucăm și noi 5. De obicei jucăm 2 sau 3. Bogdi versus 2, dar o să merg să-l ajut pe Bogdi. Nu lăsăm pe Bogdi la greu. Ia uite, se bate cu 2, cu Trina merge. Ăștia nu au jungler, nu înțeleg de ce nu au jungler. Nu știu care a fost șmecheria, dar nu au vrut să iei jungler băieții ăștia. Dar merg să ciordă și ăsta red-ul lor și pe aia mă duc la Bogdi. Nu au deja și level 3, chiar dacă sunt 2 pe lane. Ar trebui să facă, dacă sunt 2 pe lane, să ia mai puțin experiență, dar nu cred că poate să facă asta în timp ce bot lane-ul sunt 2, de aia. Dar ar fi o idee. Bone? Nu ați de ce o să facă. Ce o să fac, băieți, îl văd acolo pe Bog deodată, o de o grămadă de damage pe ăsta, fie din acum. Nu mă omoară. Easy boy. Așa cred că se pun cu noi ăștia. Băi, când jucăm de o grămadă de ani cu Bogdi, mă, avem sinergie, mă, el știe, mă. Dacă Bogdi fugea acolo, am zis că gen s-a retras puțin, mă gândeam că dacă se duce, oh my god, mă fut ăștia, mă beulează, bea bază lui direct pe mine. Incredibil, dar am reușit, suntem Gucci. Dar o să încercăm să facem aici și un gank pe mid. N-o să, ai zis că mă gândeam, bă, oare să intru pe PUBG să facă episod cu un nou Pantheon sau să intru să fac cu ăsta fake. Am zis, bă, dacă ăsta oricum nu o să mai fie, mai bine jocul ăsta decât cu ăla. Pentru că ăla o să jucăm o grămadă. O să apar, o să facem episod nou cu el. Îmi place cum arată ultimata ăla nou. Nu prea sunt impresionat de EU ăla și căcat, dar îmi place foarte mult cum arată ultimata, cum se duce așa. Mi-au ce aminte de ceva, dar nu mai vine minte acum, sincer. Ceva dintr-un anime, cum dădea cu ceva așa, bum, se ducea, buf. Ești că e o bilă, bă, ce dracu face ăsta? Ăla. Moare? Da. Reaperon. Oh, wow, am ratat ăla. N-am vrut să-l ratez. Da. What the fuck, ăla nu s-a pochiu. Gâgă Spinter. Am ratat cam tot, dar nu contează. Merem să luăm crab-ul. Apoi probabil o să ciordin și blue, pentru că ăla oricum nu se bagă. Nu vrea să vină junglă băiatul ăla, nu știu, n-are smite-ul, nu înțeleg ce au vrut să facă, sincer. Și a dat asta install-ul cu timp ce o zis ăla. Dracu știe. Dar ce să faci, asta e viața. Boom. Prrr. Nu pot zic că o să-mi fie dor de Pantheon, pentru că nu a fost...
jucam, nu pot zic că jucam super rar cu el, că jucam destul de, aș putea zic destul de des, dar dacă vrei să joci un rank, e super bun pentru că ai stun-ul. Nu, apă ce ai făcut dorele? Trebuie de că o să vină să pună ward. Sau nu vine? What the fuck? Oh, stai că vine ăsta la banul vine. Hai mă că venim aici pe voi mă. Oh shit, ce se întâmplă pe Baldwin? Nu fiind acum ce primesc ăștia. Gang bang, boom! Hai, ia-l! Ăla-i! Trebuie să mai știu la bullet rain abonații noștri. N-am putea să facem dragonul ăsta. Aici, hai să facem ăsta. Ok, deci ăla era. Ăla cu campionul nou, normal. A făcut ceva el, o șmecherie. Bă, dar nu știu cum ești cu echipă, mă, mereu. Dacă ai... Asta e singurul lucru la LOL. Dacă ai prieteni care să joci cu ei, în LOL e super distractiv. Dacă nu ai și prinzi un feeder sau un Yasuo main sau un... Asta cum o cheamă? Morții. E grav. Pentru că cineva fedează... Și prietenii mai fedează, dar una. Poți să-l mai înjuri, poți să mai dai un capac dacă stai cu el în bloc. Sau ești prieten cu el. Să faci mișto de el. Ca prieteni adevărați, nu? M-am fiat decât ce gangbang. Aia mi se pare destul de urât la Yasuo. Pentru că... Wow! Fugi prea repede băiatul. A fugit. Dacă aveam flash-ul, era 5 secunde. Acum nu pot să-l omor pentru că are shield-ul ăla înapoi. Și nu se merită să dau flash-ul pentru el. Noi nu dăm flash-ul pentru gunoaie. Sau nu încă. Mai să am o grămadă de gold. Mamă, l-a omor pe Bogdy, what the fuck? Cum l-a omor tu pe Bogdy? Ia vină încoa. Hai că ăsta nu-i gunoi. Afară cu tine! Cum l-a omor tu pe Bogdy, mă? Tu ai permisiunea noastră. Hai să punem pe Bogdy aici. Punem și pe aia acolo. Cum dracu, mă? Ce ar chea să facă figure aici cu noi? Bum. S-a văzut ăla așa roșu, am zis că dă cine la teleport. Dar o luăm ăsta, avem 66 de minioni. Și apoi merem în bază. Și direct ultimată pe top, pentru că să știi aici. Trina mea are 6, dar au fost și el 6. Dar nu contează, o să am o tonă de damage sau dăm pe bot lane. O să am o grămadă de damage. Pentru că 2000 de gold înseamnă tot itemul ăsta. Oare? Hai să merem așa. Luăm ăsta, buții și un pic de armură. Hai să luăm și un war pentru Bogdy. I-a dat la Bogdy, dar moare. Și acum merem să sărim de pe asta. Nu cred că fuge, sau pe Yasuo. Hai mă. Care se oferă? Yasuo se pare că a fugit. De ce ai sărim pe asta? Cred că o să fugă în partea asta, dar nu prea contează. Normal că fugi, că ești un pausi. Na, și unde o să te duci? Hai. Da, de unde că sare peste. Sare peste. Dar merem la Yasuo. Ia zomeni, vină cu a. Al pusi. Băi, ce scoam ăștia, bă? Nu vor să joace cu mine deloc, bă. Alistar nu e acolo încă, unde eu pot să merg la blue prima oară.
Luăm blue. Și apoi o să... Mereu, Hani, dacă vrei să, vrei să nu-ți iei foarte mult damage, mereu când vezi că dă el basic-ul, dai W-ul tău și atunci ai dă stun. Și e perfect. Hai că acum vin, acum vin, dar aruncă la... Oh my god, a ratat Alistar. Hai că-i dă, își primește slow, primește slow, primește slow. Sau nu. Tragem. Rip. Mamă, l-a bătut Bog de acolo, e bine. Let's them. No, l-a prins. Ăla-i. Ăla nu se ducea dat pe mine. Avea shield oricum. Dă zero damage omul ăsta. Let's da Alistar primul. Boom, dead. Hai că nu moare Alistar, perfect. Oh, wow. Ai venit și tu la distracție? Da, trebuie să tanchez eu. Păi te las pe tine, mă, că ești Alistar. Nu au avut ultimata acolo de aia. Și-a dat ultimata, gg. Hai, dai? Sau dau eu? Bun. What the fuck, l-a luat Alistar. Nu prea contează. Trebuie să mai dau una acolo. Azi ne vrea să mă trag ăsta? Oh, what the fuck? L-a prins! Mă rip. Hai să fugi. Mă uit dacă vine, dar nu vine. Nu vine că știe ce se întâmplă. Oh, what the fuck, am ieșit din... Ăla-i. Dai să mă... Dai că trec ultimata pe... Ești afară, mă... Au, ce... Easy peasy, mă. Direct ultimata pe el, mă. Dar hai să, hai să merem back, avem iar din nou 2000 de gold. Merem back, cumpărăm și noi Yomus. Pur și simplu vreau să-mi iau mult, să-mi luăm mult movement speed. Să fim pur și simplu foarte, foarte, foarte rapid pe mapă. La cum ziceam, Bogdi are nevoie de ajutor, o să merem la Bogdi după. Iau repede asta și o să merg și la Bogdi. Trebuie să-l ajutăm pe Bogdi. Chiar dacă o bate pe aia numai... Uite că îi bate pe amândoi aproape. Doar e mai greu. Uneori. Ia un pic de ajutor acolo. Un pic de ajutor acolo de la Fizz. Și a fost gâgă. Ăla-i. N-ai ultima ta. Nu-l prind. Dai, nu treme. Să facem heraldul. Merită heraldul. Mă gândeam că poate mi-a luat blue cineva, că rămâneam top. Nu mă mai mișcam. Doar cum merem top la Bogdi, trebuie să-l ajutăm. Chiar că i-a bătut pe amândoi, ori să vină amândoi. Probabil la ultimată și toate astea. Încerc să ajung aici repede. Ne vedem acum când vine. Ia uite. Na. Păi ce ai făcut, dorule? Nu înțeleg ce a făcut, dar... Ce a făcut n-a fost bine. Unde să-și te lasă? Nu ne pas de ăștia, de ăștia micuți. Stai că vine ăla iară. Mă vreau să nu mă vadă. În 3, 2, a 1. A, uite-l. Da, am crezut că e fucking ultimata lui. Afară cu tine.
Nu știu dacă l-are ultimată sau nu. Nu? Na, nu zmeresc! Oh my god, tu ești nebun! Easy boy! What the fuck a dat ăla? A dat respit? Ți-a picat netul. Păi ce ai făcut, mă, dorule? Din nou, mă! Ce fac ăștia, mă? What the fuck? Vin doar așa să-i omorâm. Auzi ăsta, report. Dar ce putea să facă? Dacă vine, omoram și pe ea. Dar totuși, știi, mai încerci. Mai încerci să ajuți echipa, mă, nu? Dai să mai refacem repede dragonul. Băi, nu înțeleg de ce lumea nu vrea să-și ia jungler. Nu mai știu când am jucat și iară tot așa s-a întâmplat. Nu vrea să joace junglă. Și-a luat iară top. S-a dat ceva buff pe top și nu știu eu. Sau doar pur și simplu sunt oamenii ăștia feeder de obicei. Hai că avem pe toți acolo, toți băieții. Eu pot să fac aici repede dragonul singur. Dacă vine tindea mea, oricum îl bat. Am level 12, el are level 8. Nu are nicio șansă împotriva mea. What the fuck? Mam! La mușcare, chinu! La mușcare, chinu! Nu am... Are flash? N-are flash. Mi-a zis Bog să fac un fel de club unde dacă joacă abonații mult, primim un premiu. Sunt un fel de challenge-uri, cine face mai multe kill-uri, cine face mai multe chestii. Nu știu super multe despre asta, mi-a zis Bogdi despre chestia asta. Și primești un fel de premiu în bani sau în RP. Ce ar fi destul de nice. Ar fi nice pentru abonații mei, cu anii. Eu nu prea mai vreau niciun skin, nu prea vreau chestii. Dacă aș câștiga ceva, probabil l-aș dona sau aș face un fel de giveaway, dar nu știu dacă, cred că poți. Mai ales dacă câștigi bani, nu mai că atunci poți să faci giveaway-uri. Dar, mai ales acolo, e ca și cum faci pe puncte. Probabil cine ar face cele mai multe puncte ar trebui să primească, mai mulți bani, nu? Dar, sincer, nu prea știu cum merge lucrul ăsta și nici nu m-am interesat deloc. Dar, dacă cineva știe despre asta sau știe la ce mă refer, dacă scrieți în comentariu dacă ați vrea să fac un clan din ăsta. Am uitat cum se numește. Cum se numește site-ul ăla. Dar... o să scriu pe aici undeva dacă mi-aduc aminte, dacă nu, ori pe raunii. Hai să facem repede asta. Să mergem. Ia uite la Bogdi, uite ce face Bogdi, îi așteaptă. Lăsă dacă se duce trinda mea încolo, dau și ultimata. Am 4 secunde, nu mi-a trebuit să dau ultimata. Mă vreau să ajung în fața lui. Oh my god, mamă ce urât. Gangbang mi-a dat, bă, urât. Am văzut că era Blitz și Yasuo acolo, dar nu mă gândeam că ajungă de repede. Gen, s-au dus toți spre Bogdi. Înseamnă că era undeva ward pe acolo. Nu prea contează, asta e. Ne-am sacrificat pentru acel play, pentru că dacă îl prindeam pe Tryndamere și l-omoram, era perfect, pentru că după a venit Jhin și eu cu Bogdi puteam să-i omorâm pe toți, dar m-au prins pe mine acolo super urât. Dacă aveam un ward aici să văd dacă vine ea sau nu, era bine. Mai ales că nu era nimeni pe mid, încă să avem un pic de viziune acolo. Ia-ți demo. Mă, ia-ți o main.
Oh, da, te-ai prăjit. Te drecu. Cât ai? 7-3. Pijamaș pe scorul tău. Ai făcut și tu un kill-uri acolo de la bulan. Și gata, faci figuri. Te crezi main. Mamă, ce gameman ăștia ăsta. Nu n-a putut să facă nimic. Doar azi vedem ce fac ăștia pe aici. Mai ales doar, după cum vedeți, putem să facem push. Ui, ăla au fugit. Direct au fugit, nici măcar nu stau la discuții. Ah, păi te pișeam acum. Am dat pe fucking minion. Oh, și-a dat. Ce să mai facă? Gata, s-a căcat pe el. Și-a dat ultimata. Ai tot ce treme. Au, ce-i boy? Ce să dai tu, bă? Ce să dai tu, bă? Hai, dă-i ultimata. Nu apuc să dau nici măcar W-ul. Băi, cât m-a ținut ăla? Mi se pare că Yasuo e broken în chestia asta. Pani, ok, înțeleg, e samurai, e the damage. Ok, poate să aibă damage-ul lui, dă crit-ul lui, dar mi se pare că ultimata te ține foarte mult în aer. În comparație cu alți campioni. De asta cam toți. De asta poți să faci de multe play-uri cu el. Pentru că dai și damage-ul ăla și îți faci tot shield-ul înapoi când dă shield-ul. Când dă ultimata, fac mea. Dai nimic. Nu nimic, mă. Hai să vedem ce o să fac. O să facă dragonul. Repede joc. Let's go. Să zic de repede îl face. Nici nu trebuie să dau nimica. Îl las pe el un pic să se bată cu el. Wow, bă, gen, vezi? Tu vezi cât damage a dat? Am zis că nu dau ultimata. Pentru că nu-l omoara de repede. Și l-a mort în câteva secunde. Cârbos. Nu că eu aș avea damage mai mic, dar... Are o... Asta răcia. Prinde-l. Nu uit din nou, mă. Aoleu. Băi, dar nu avem noroc deloc. Cumva fac ăștia și se grupează fix atunci când prinde pe cineva. Trebuia să așteptăm, dar... Era pur și simplu singură, nu se vedea niciunul pe mapă. Și avem nouă ward acolo. Dar nu prea avem pe la ei pe aici. Dar Fizz nu are zero damage Fizz. Mă gândeam că o să dea o grămadă de damage Fizz. Pani ar trebui să dea one shot în 25 de minute, 30. Na, cam pierdut Riperoni. Are Riperoni, mă. Da, mă, că nu-i over. Nu-i over, mă. What the fuck, ce face asta? Îi ține, bă! N-au pus ce-ați făcut, bă, băieți. Oh my god, cât căcat. Da, păi nu te prind. Păi, dar nu te prind. Trebuie să ai un pic de grijă. Pentru că nici noi nu avem tone de damage. Scorul e destul de egal. Pani, eu cu Yasuo suntem destul de egali. Numai îl dă mult mai mult damage din basic-uri față de mine. Dar am acolo pușat, cred că el e la red. Da, mai avem acum un level. Numai eu sunt singur aici. Și nu e o idee atât de bună.
A, mă gândeam că poate aici, la noi. Nu știu pe unde dracu s-a dus, s-a dus în sus. Luăm repede asta. Dacă e asor noi acolo, e gratis. N-au că te căcapăt, de bă. Nu, de ce? De ce vă bateți fără noi? Jesus Christ. Mai avea nevoie de puțin acolo. Oricum l-am omorât și pe ăsta. N-are unde să fugă. Numai să duc în bază. Și o să fie full HP. Sau nu? Oh my god, din nou ăsta, bă. Băi, ce urât e, mă. Prismă. Ia să vedem noi ce putem noi cumpăra. Trebuie să-mi iau ceva de damage. Trebuie să-i fac față la Yasuo. Pentru că Yasuo îmi dă, ui, tot damage-ul de la Yasuo. Numai că mi-a dat și aia ultimata și tot și m-a prins fix în zid. Dar totuși, uitați damage-ul lui Yasuo, man. Ui, what the fuck, îl bate Alistar. Alistar câștigă! Hai să facem Tormail-ul. Oricum sunt doar AD, nu au niciun nou apă. Stai acum ies. Nu, repede. Hai să luăm repede ăștia. Cum dracu pierde, mă? Ce dracu se întâmplă? Repede aici. Repede, boys. Bă, urmă, l-a luat Bogdi. Nice. Very nice, boys. Hai să iau șase, să mâncăm pic de viață. Baun. O să facă push acolo oricum top lane-ul, de ce ai să mergem pe aici? E bine că o luat eu acel infernal. Mai trebuie să-l așteptăm pe Alistar. Baun. Da, devine ăla de se apropie. Numai acum e și blitz acolo. Hai să ne retragem. Bău. Trebuie să avem grijă cu spurcatul ăsta. Mamă. What the fuck, sunt blocat în mine. Nice, good boy. Na, pe ce ai făcut fără dorele? Că vă omor pe toți. Vino aici, fă. Ok. Au luat Togin, mă. Uite, cât de mi te-a dat. 17 kg, Jesus Christ. Doar acolo au sărit toți pe Bogdi. La ultima fază. De-aia, trebuia să se ducă. Dacă se ducea pe Jin, pierdeam meciul. Dar s-au dus toți pe Bogdi la faza aia. Hai mă, că doar trebuie să luăm aici, că au luat Bogdi restul. Boom. Hai mă, aici. What the fuck, ce faci, Jin, man? De ce n-ai venit?
Rip. Măi, Dan, uite-ne, dă man. Dacă dădea Jin 2 hit-ul ăsta, cred că pușca. Da, totuși, și acum putem să facem un push bot lane. Și o să fie Gucci. Dar... Jesus. Bog din noi acolo, bă. Mamă, la băi, ce l-a plăznit. Nu, trebuie să nu se bată când Yasuo. Că Yasuo e ăla care ta... Asta e urât la campionul ăsta. Pentru că și tanchează ca dracu. Și dă și damage. Și nici măcar nu are... Na, acum are și el steracul și, și Frozen mai alături. Dar totuși. Pentru două iteme, tank zici că e Sion. Doar de la, de la pasiva asta, shield-ul ăsta. Shield-ul ăsta îl face pur și simplu atât de tare. Dacă nu ar avea shield-ul ăsta. Dar Bogdis, oh wow. Ia, a dat Bogdis perfect stau acolo cu ultimata, că l-a prins pe Yasuo. Dar normal că Jin era, nu era și el lângă să-și ia stun-ul. Chiar dacă nu cred că reușea să, nu cred că reușea să-l ia nici atunci, dar dar o merita să, să încerce. Nice. Ei, mă, pizdă, mă. Super mare greșeală din partea lui acolo. O încercat să facă niște șmecherii. Hai, păi, că vis aici. Bum. Ce o să faci, crezi că o să fugi? Bum. Apară. Stun. Vino și tu. Na, mă, pe ce ați făcut, mă? N-am, mă, cu tot cu Yasuo, drag. Mamă, dar l-a fădat ceva fizz. Dar nu contează, noi suntem toți, noi suntem toți aici prieteni, ne-am distrat. Chiar dacă nu am mers mereu cum, cum am vrut noi. A fost, a fost încă super, super frumos. În sfârșit avem și noi o match din ăsta mai lung. Pentru că cineva zicea, eu de ăștia mereu dau surrender. Îi dăm aici honor la Bogdi. Și normal și Jin merită, dar dacă nu se duceau pe Bogdi, murea Jin. Nu înțeleg de ce au focusat pe Bogdi, de ce l-a focusat pe Bogdi. Chiar că și Bogdi dea destul de mult damage, nu se compara cu damage-ul lui Jin. Hai să ne uităm acum la damage. Normal, cum și ziceam. Și Bogdi dea destul de mult damage, 28.000, dar acolo Jin 10.000 mai mult. Eu am dat 30.000, destul de bine. Și Jin am dat mai mult decât Jin-ul lor, deci. Deci e very nice. Dar astea au fost runele pe care le-am folosit. Nu sunt cele mai bune rune. Cred că e mai bine să joci electrocut dacă vrei să joci mai agresiv, pentru că acum în late game se vedea că pur și simplu ăsta era, era destul de useless, dar oricum a fost super tare, n-am apucat să fac și eu ultimul item, dar nu uita dacă ți-a plăcut acest episod, apasă nou de like, subscribe dacă ești nou pe canal și ne vedem data viitoare. Salut!